Continuă scandalul de la metrou. Ministrul demisionar al transporturilor, Lucian Șova, care încă se află la conducerea instituției, susține că firma care construiește metroul din drumul taberei poate bloca la orice oră funcționarea metroului din cauza unei datorii de 47 de milioane de euro. E alt pericol care paște metroul și pentru care azi oamenii mei sunt în negocieri cu ministrul finanțelor. Avem de plătit 47 de milioane de euro, revendicare câștigată de Astaldi în toate instanțele și cu care practic... Astaldi și mâine, dacă vrea să închidă metroul, poate să închidă metroul, pentru că are hotărâre judecătorească. Guvernul știe acest lucru. În orice oră poate să blocheze conturile. De trei luni depune eforturi să găsesc soluția de a plăti această sumă. Am trimis și raportul corpului meu de control cu privire la posibilele nereguli în administrarea acestui contract, care a dus la o revendicare pe care Metrorex trebuie să o plătească și statul trebuie să știe că acești bani trebuie plătiți dacă vrem să mai mergem cu metroul și trebuie recuperați de la cei care se fac vinovați a spus șeful de la transporturi la B1 TV. În replică, sindicaliștii de la metrou i-au transmis ministrului o listă de nerealizări ale mandatului său, de la faptul că nu a demarat construcția niciunui kilometru de autostradă, până la faptul că nu a început construcția magistralei 6 de metrou 1 mai Otopeni. Îl întrebăm pe domnul ministru Șova, conform Constituției și legilor în vigoare, ce a făcut în calitatea și demnitatea pe care a avut-o pe banii României și a contribuabililor români. Cu acest prilej îl convocăm pentru a dezbate realitatea Transporturilor din România, că de metrou am constatat că habar nu are, atâta timp cât nu a trecut niciodată printr-o stație de metrou, au adăugat sindicaliștii într-un comunicat de presă.